Unul dintre cele mai mari mistere, identitatea celui mai mare criminal în serie, Jack Spintecătorul, ar fi fost în sfârșit rezolvat. Un fost voluntar al poliției a scos la iveală dovezi convingătoare, susținând că a descoperit identitatea personajului din spatele unora dintre cele mai șocante crime din istoria Marii Britanii. Sarah Horton, stră-stră-stră-nepoata unui ofițer de poliție aflat în centrul investigației Spintecătorului, a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Ea a oferit dovezi convingătoare care se potrivesc cu mărturia martorilor ocular despre un bărbat, văzut alături de victimele de sex feminin cu puțin timp înainte ca acestea să fie înjunghiate mortal în anul 1888 în East End din Londra. Munca ei de detectiv a condus-o la Hiam, care locuia într-o zonă aflată în centrul crimelor și care, în calitate de fabricant de trabucuri, știa să folosească un cuțit. Bărbatul avea epilepsie și era alcoolic. A fost internat în repetate rânduri la un spital de boli mentale. După ce a fost rănit într-un accident, starea lui s-a înrăutățit și nu a mai putut lucra. El și-a atacat în mod repetat soția de teamă că ea îl înșela și în cele din urmă a fost arestat după ce a atacat-o pe ea și pe mama ei cu un cuțit. În mod semnificativ, Bugs Horton a obținut acces la dosarul medical al acestuia și a descoperit detalii dramatice. Pentru prima dată în istorie, Jack Spintecătorul poate fi identificat ca fiind Hiam, folosind caracteristici fizice distinctive, a declarat Sarah Horton. Martorii oculari au descris un bărbat în vârstă de 30 de ani cu brațuri înțepenit, genunchi îndoiți și un mers neregulat, iar britanica a descoperit că în anul 1888, când Hiam avea 35 de ani, dosarele medicale au înregistrat o cicatrice care l-a lăsat în imposibilitatea de a îndoi și îndrepta mâna stângă. Pe lângă asta, el avea un mers neregulat și incapacitatea de a îndrepta genunchiul cu o tragere asimetrică a picioarelor. El a suferit de asemenea de cea mai severă formă de epilepsie, cu convulsii regulate. Victimele sale erau prostituate și săraci, le-au fost tăiate gâturile, iar trupurile lor au fost măcelărite în atacuri brutale. Autoritățile au primit o scrisoare batjocoritoare anonimă de la cineva care pretindea că este Jack Spintecătorul. Acestea sunt unele dintre cele mai faimoase crime nerezolvate. Britanica a remarcat că relatările martorilor oculari despre înălțimea și greutatea bărbatului erau similare cu cele din fișele medicale ale lui Hiams. Ea a concluzionat că declinul fizic și psihic al bărbatului l-a condus la crimă. Crimele au încetat la sfârșitul anului 1888, când Hiam s-a fost arestat de poliție ca fiind nebun rătăcitor. În 1889 a fost închis la azilul de nebuni din nordul Londrei, până la moartea sa în 1913. Jack Spintecătorul nu a mai atacat niciodată. Mai multe persoane, inclusiv artistul Walter, care a pictat tablouri înfiorătoare cu prostituate ucise, au fost anterior suspecți. Hiam se afla pe o listă lungă, de aproximativ 100 de vinovați, dar Bugs Horton a spus că a fost exclus pentru că a fost identificat greșit, relatează click.ro.